Universitatea Politehnică Timișoara, prin Centrul de e-learning alături de Institutul Intercultural Timișoara, a întâmpinat un nou proiect dedicat tinerilor și susținerii acestora. Proiectul Inclusive Art promite accesul la cultură pentru copiii și tinerii dezavantajați și este finanțat de Programul de Cooperare Transfrontalier România-Serbia Interreg. Inclusive Art include o multitudine de oportunități pentru persoanele tinere și creative, mentorat și ghidare în dezvoltarea ideilor de afaceri, planuri pentru afaceri, proiecte, întâlniri cu persoane de succes din zona creativității, povești de succes și oportunitatea de a fi selectat pentru un program de training. Universitatea Politehnică din Timișoara, prin Centrul de Idei Fere și e-learning, a câștigat un contract de servicii la Institutul Intercultural din Timișoara, parte a acestui proiect România-Serbia de dezvoltare euroregională, care își propune în special să pregătească tineri artiști până în 35 de ani, în principiu neangajați în nicio structură permanentă de muncă, deci oameni care lucrează singuri sau care încearcă să-și construiască un viitor singur, care de asemenea nu au nicio companie a lor sau un startup creat de către ei, să încerce să învețe cum să facă antreprenoriat în zona industriilor creative. Industriile creative în România nu sunt cunoscute așa, acest nume, decât foarte, să zicem, mai nou, pentru că sunt, de fapt, industriile care acoperă întreaga zona a creației, de la mass media, publicitate, până la cultură și artă, dar până ce și la zona de IT, de jocuri, de video games, de foarte multă zonă. Arhitectura intră, de asemenea, în această zonă. Multe dintre meseriile care sunt puternic liberale și care au nevoie, poate uneori, de o susținere pentru a putea face, să zicem, un venit din partea de creativitate, din ideile lor. Acest curs s-a desfășurat în regim blended learning, adică a fost susținut din ianuarie și va fi până la sfârșitul februarie online, de platforma online a Universității Politehnică din Timișoara, campusul virtual, iar acum este o săptămână care va fi cu sesiunile față în față, în care în fiecare zi va fi dedicată unui modul, unuia dintre cele 7 module care sunt programată, în care câte un tutore pentru fiecare modul va explica și va face, de fapt, partea de exerciții și de workshop, deci de lucru efectiv în echipe, cu cei 43 de participanți. Prin acest proiect, ceea ce ne propunem noi este să creăm cadrele de întâlnire și de dezvoltare, pe de-o parte, pentru tinerii artiști, tinerii creatori, până în 35 de ani, care sunt șomeri și care vor beneficia de o parte de dezvoltare profesională prin cursurile pe care le acordăm, dar în egală măsură întâlnirea acestora cu copiii și tinerii din comunitățile defavorizate, acele grupuri care au acces redus la cultură, acele grupuri care vor beneficia de intervenții culturale ale tinerilor creativi pe care iată astăzi îi trăinuim, în aceste comunități. Vor fi 12 comunități marginale, prognozăm în jur de 400 de copii cu care vom lucra în aceste comunități, atât din România cât și din Serbia, iar tinerii creativi, fie că vorbim de actori, de muzicieni, de pictori, de arhitecți, de designeri, vor avea oportunitatea să lucreze pe parcursul a 4 luni cu acești copii, la final urmându-se a se realiza un eveniment cultural, a se prezenta comunității. Dar în egală măsură vom lucra și cu comunitatea, pentru că ne dorim ca ceea ce tinerii creează să rămână sustenabil acolo. Obiectivul proiectului a fost acela de a pregăti persoanele tinere și creative pentru a crește potențialul comunităților locale și grupurilor dezavantajate prin practici sociale inclusive și inovatoare, de a folosi arta și cultura pentru a crea contexte pentru integrare și creștere creativă.